Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, că mă ajută tare mult. Am văzut pe Khaled de la Capricci, a fost invitat să-și spună părerea despre Task-ul secretelor, care a șocat. Au fost câțiva concurenți cu niște secrete foarte tari. Deci, le-a dat și sfaturi, știți că lui place să dea sfaturi, a mai dat și în casă cât era. Și a fost șocat de Alex, da. Apoi a vorbit și de Liviu, știți că Khaled nu crede în relația lui Liviu cu Delia. Și să știți că nici eu nu cred. Par foarte teatrali. El într-adevăr îi face declarații, ea nu prea. Dar par așa, parcă citește un scenariu, parcă nu-s vorbele lui. Nu văd pasiune la ce spune. Când faci o declarație și o faci așa din suflet, trebuie să ai pasiune, să vadă ceva pe fața ta. La el nu se vede. Dar are și el o pasiune, pasiunea pentru top, pasiunea pentru marele premiu, că de asta a venit în emisiune. Degeaba zic ei, am văzut în toate sezoanele, și în sezonul în care am fost eu, în sezonul 2, ziceau, n-am venit aici pentru premiu. Cum să te înscrii la un concurs dacă nu vrei să-l câștigi? Numai că aici condiția să te căsătorești, pentru că e emisiune matrimonială, concurs e, pe de-aia le zice concurenți. Deci toți sunt pentru premiu, chiar dacă recunosc sau nu. Voi ce părere aveți? Chiar aș vrea să răspundeți. Ce părere aveți despre cei care zic că nu au venit pentru premiu? Ba da, exact pentru premiu au venit. Că de însuraj, de măritat, puteau și afară, nu era mare lucru. Pentru premiu. Deci dacă tot fac pasul, măcar să se aleagă cu ceva. Asta e părerea mea și cred că așa este. Am văzut-o pe Iuliana la Antena Play, dădea un mesaj de mulțumiri. Știți că ea a făcut-o o psihologie inversă, a vorbit că vrea să plece, chiar a arătat scrisoare că e bolnavă mama, dar ea nu voia să plece, mai ales că s-au anunțat și concurenți noi, deci are și speranțe. Chiar și la Capricci începuse să zică, dar Gabriela a întrerupt-o. Dar i-am dat noi seama, nu trebuia să vorbească prea multe. Și, cum v-am spus, era la Antena Play, dădea mesaj de mulțumiri pentru cadouri, ce a primit, zicea că e euforică, normal că este. Și spunea mamii să nu-și facă griji, că e bine, că starea mamei ei nu cred că era chiar așa gravă cum a zis toată săptămâna Iuliana, pentru că chiar dacă ar fi fost gravă, sunt spitale, nu trebuia să-și adă acasă și să o aștepte pe Iuliana când nu-i vreun doctor. Și zicea că e fericită că are imunitate. A zis asta și la Capricci. Normal că se bucură, mulțumește fanilor, prietenilor de acolo. Ar vrea să-l cunoască pe nou concurent, ca toate celelalte fetele singure. Am văzut cum se uitau la el, de fapt se uitau la el și cele în cuplu. Păi uitatul e gratis și nu puteau să se uite la el, ba puteau să se uite la el foarte bine. Așa că nu e mai interesată de nimeni, nu că ar fi fost înainte interesată de cineva, acum se axează pe noul concurent, dar să vedem cât o să fie el interesată de ea, de ea mai ales. El e băiat frumos, e deștept, l-am văzut. Cât e de deștept, adică după realizările care le-a făcut, am tras concluzia că e deștept, nu? Dar frumos se vede. Vrem să-i vedem parcursul în casa Mireasa, bineînțeles. Deci Vlad, noul concurent, e foarte plăcut de fete, da, foarte plăcut. Dar atâta se uitau cu admirație la el, că nu au ascultat exact tot și n-au fost atente la ce spunea. Zicea că el vrea o femeie care să-l facă să nu înșele. Deci a recunoscut într-un fel că a înșelat, de fapt. Cam 99 dintre bărbați înșeală și nu înțeleg de ce. Pentru că dacă alegi o femeie să te căsătorești cu ea, o legi. Adică vrei pe ea. Că dacă ai vrea mai multe, nu te-ai mai căsători. Ai schimba în fiecare zi, dacă îți dă mâna. Că nu toți își permit. Dar
Am văzut-o și pe Ionela că se uita la el, noua concurentă din Chișinău. Eu nu o plac deloc. Plus că ce a declarat în prezentarea ei că vrea 1 milion de euro. Păi, face 1 milion de euro. După părerea ei face, da. Dar după părerea mea nu. Ați văzut cele din Chișinău ce au făcut cu băieții noștri și mie nu-mi place treaba asta. Așa că, nu știu, să vedem cât o fi Vlad sau Vlăduț interesat de Ionela. Așa arată ea, bine, și foarte înaltă, cât de cât fizic, nu chiar așa cum crede ea că este. Bineînțeles că orice femeie, când se uită în oglindă, se vede cea mai frumoasă. E bine să fii cu psihicul foarte ridicat, e chiar bine să gândești pozitiv, să ai părere bună despre tine, să te iubești așa cum ești, da. Dar lauda ei chiar nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut. Că vrea foarte multe lucruri. Păi încet, încet o să le realizeze, dacă are destul ambiție și destulă... Dar eu nu cred că are destulă minte, că dacă ar fi avut, n-ar fi zis aceste lucruri. Ia vreau să răspundeți dacă v-a plăcut de ea, v-a plăcut ce a zis. Ce standarde ridicate are. Păi ca să vrea să găsești ea miliardare, a și spus Cristian. Păi dacă ar fi avut un bărbat, zic, milioane și ar fi fost așa după cum vrea, n-ar fi venit la mine, să vă dați seama că nu. N-ar fi venit acolo, ar fi avut în fiecare zi sute de femei. Dar speranța moare ultima. Am râs. Era Ionela la băieți atunci când a dormit. Și se auzea muzică și se auzea râsete și se auzea discuții. Băieții o cunoșteau, nu că ce puteau să facă cu toată lumea țintită asupra lor. Deci, fetele, mai ales cele din cuplu, nu doar cele din cuplu, toate ascultau pe la ușă, ascultau la geamul ăla mare pe acolo, să vadă, să uitau, cred că ceva vedeau ele, prin gaura cheii, pe sub ușă, toate curioase, oare ce fac, dar dacă ar fi vrut să vadă, dacă staful ar fi vrut să vadă și ele, le-ar fi dat în plasmă, sau ar fi lăsat ușele deschise, dar n-a vrut. Erau foarte curioase ce se întâmplă. Ascultau acolo, dar nu au văzut mare lucru. Ce se vadă? Ce se vadă acolo? Iar Elena nu prea interesată, iar vrea să rămână în casă și a dat un mesaj după ce a intrat în cursa de eliminare, nu s-a așteptat. Păi, dar dacă nu are cuplu, la ce ar fi putut să se aștepte? Cere susținătorilor ei, zice că are și ea susținători, să voteze să rămână. Dar dacă o să fie cu eliminare, câteodată ele mai oprește staful în casă. Depinde cât o place staful. Nu poate să o elimine pe Cristina, care e în cuplu încă dinainte, din primii. Știți că au fost făcute 4 cupluri, s-au destrămat, au rămas doar Cristina și Alex, apoi s-au format alte 3. Deci nu poate să o elimine pe Cristina, care e în cuplu și are o relație serioasă, că s-o ține pe Elena să facă ce? Dar ea vrea să rămână până la finală și să nu plece singură. După cum spuneam, speranța moare ultima. Chiar și Iuliana cu Antonia s-au dus la cameră și au cerut susținătorilor să o voteze pe Cristina mai ales și să o voteze și pe Elena, că să rămână și ea. Mai are de făcut, mai are, ce mai are de făcut? Când a mers relația cu Valentin, a și spus că nu merge, pentru că a început cu victimizarea și el a și spus că nu mai vrea încă a doua Antonia, tot așa cu victimizarea. Dar să vedem ce or face. Să vedem la gală, mai e până la gală. Antonia și Iuliana n-au cerut la cameră doar ca să rămână Cristina și Elena, au mai cerut și de acasă câte ceva. Iuliana a cerut la mama ei un album pentru care foarte multe poze să le pună, dar ar putea să-i trimită susținătorii. De fapt, pot să facă asta. Cere familiei ca să se simtă susținătorii, asta în caz că i-are, și să le trimite ei. Așa făceau, toate sezoanele au făcut așa. Și atunci grupul lor, pentru că toți au grup, știți că au și un fond de bani, pun fiecare și le trimit diferite lucruri. Poate să-i trimite un album. Am văzut că și în sezonul nostru trimiteau la albume foarte multe și
Antonia mulțumea pentru poze, care și a poze în care zicea că se vede urâtă. Păi dacă e urâtă, ce vreți să spune că e frumoasă? Cu tot machiajul, cu toate tonele de gled pe față și cu toate ce își pune ea prin păr. Și se vede trăsăturile, asta se văd de la o poștă. Nu putem să spunem că e o fată frumoasă. Chiar zicea Simona Gherghe la gală, când erau îmbrăcați în negru, familia Adams. Adică ea era Morticia, nu? Și el cine era? Soțul ei. Dar păi, am văzut că pe Facebook multă lume o numește Morticia. Credeți că Simona Gherghe n-a citit, că de asta și spus de familia Adams? Vă dați seama că ea nu știe, că nu are telefon. Eu nu o plac deloc pe Antonia, absolut deloc. Încearcă ea ceva cu Cristian, dar se vede foarte clar lipsa iubirii. Se vede. Cu ochiul liber. Atracție, da. Atracția au amândoi unul de altul, dar iubire nu văd la nici care. Ce să fac acum? Poate ceva la Alex și Cristina, dar în rest nu. Mai ales Cristina, nu-mi place cum se comportă cu Alex. Chiar nu-mi place. Și am văzut că și bunicii lui Alex nu-i place, chiar zicea, câtă răbdare să mai aibă, că el o respinge. Păi ăsta-i stilul ei, face, așa sunt, dar schimbă-te, comportă-te civilizat. Nu, mie mi se pare vulgară prin modul de a fi Cristina. Dar dacă Alex o place, Alex o ia de nevastă, Alex rămâne cu ea, dacă vrea. A plecat și Danei cu mama lui, chiar vă spuneam că l-am văzut când a intrat Ionela, încă nu plecase, l-a mai ținut staful puțin în casă, dar până la urmă a plecat. Chiar a fost și ziua mamei lui, concurenții au cântat la mulți ani și ea zicea că nu s-a așteptat să plece, el zicea că nu-i pare rău, bineînțeles că s-au dus la capricii, după aceea că așa invită pe toți și... Îi pare rău că n-a găsit, dar chiar nu s-a îndreptat spre nicio fată. A stat 2 săptămâni sau cât a stat și ceva. El parcă era mobilă, nu s-a uitat la nicio fată, nu l-a interesat. Și atunci n-a fost chiar nicio fată interesată de el. Toate vor pe Cristian. Credeți că nu? Doar că se abțin. Pentru că așa cum e el pe la emisiuni și ce a mai făcut, Cristian, dintre toți băieți, arată cel mai bine. Nu mă interesează ce se spune despre el, eu doar spun cum arată. Atât. Adică e idolul fetelor, toate l-ar vrea. Și la capricii chiar i-a spus și Gabriela Cristian la mulți ani, a întrebat dacă e supărată, a spus că nu e supărată, dar nu s-a aștept, normal că nu s-a așteptat. Din moment ce Dani n-a găsit pe nimeni, chiar a și spus că n-a vrut să facă ceva forțat, chiar n-a fost atras de nicio fată și ceea lui pus deoparte. Alex, cu toate că l-a votat, a fost votul decisiv, l-a sprijinit și foarte frumos că l-a sprijinit, pentru că așa fac colegii, să sprijină, iar știți că Albert nu se suportă cu Ștefan, chiar spunea Ștefan că Albert merita să plece și nu Dani. Da? Că nici Albert nu se apropie, dar îl ține staful în top, nu știu de ce. Pentru că Albert e încă un mic copil, nu poate să aibă o relație, cum chiar a observat, nu doar Ștefan, el a avut curaj să spună, toți au observat asta. Chiar și fetele au spus că nu e destul de matur, nu știu de ce îl ține în casă. Pune-l eliminare și trimite-l cu mămica lui acasă, când a venit în stațiune. Cam atât am avut până acum. Vă doresc în continuare o duminică plăcută și la revedere!